Auffed 4 este doar o continuare a primelor trei. Sunt povestiri scurte scrise în același stil, majoritatea cu un sfârșit neașteptat. Dicționarul Auffed 4, cartea pe care va fi lansată astăzi, este cel de-al patrulea volum al unei serii foarte lungi de dicționare care va urma să apară pe parcursul vieții mele. În număr de, inițial credeam 400, dar vor fi 800, în intervalul de la 800 până la 4 miliarde. Încă nu am decis câte anume voi reuși în viața mea să le scriu, dar toată informația este stocată deja în capul meu și depinde de, în funcție de gradul meu de lenevie, le voi transpune aceste idei pe hârtie. Începem sau reîntrăm în literatură în acest formă, cu prima lansare din septembrie, asta e cartea, dicționarul Auffed 4, ăsta e autorul. Vreau să rog pe Maria Ștefan. Bună seara! Bună seara, domnule autor, bună seara, domnule director. Ați făcut o intrare atât de abruptă încât eu nu m-am pregătit suficient de bine. Este adevărat, este o carte neobișnuită, care iese din toate tiparele literaturii pe care suntem obișnuiți să o citim, dar este o carte minunată. Spuneam astăzi că aufedic, dacă ar fi un stil, ca să ne comportăm aufedic, să vorbim aufedic, să gândim aufedic. Aufedic. Deci spuneam că este o carte frumoasă, este o carte bună și la urmă și chiar nebunatică, sau cum e stilul acesta, ușor nebunatic. Sau insolit, sau absolut ingenios, sau neașteptat, sau într-un fantastic limitat, totuși, sau fără limite, pentru că parcă ai tentația să spui că este proză fantastică. Acum vreau să vă rog pe Igor Bozon să vorbească despre noua direcție. Am să rup o tradiție și n-am să citesc niciun text, am venit cu mâinile goale. Gândindu-mă la Doru și vrând să știu de ce face asta, de ce face cărți, răspunsul meu, și cred că poate că îl împărtășesc și voi cei care scrieți și îl știți și ca om și ca scriitor, este că Doru scrie pentru ca să-și adune prietenii. Nina Korczynski, vreau să vă rog să cântați. Dragi prieteni și colegi, chiar e o provocare cartea lui Doru Ciocanu. Cred că chiar de la primele pagini autorul și anunță convenția postmodernistă în care își elaborează cartea. Punctul de plecare este, așa cum a spus și doamna Șlechtiț, trecutul, incursiunea în trecut, în memorie, dar nu este o incursiune, așa cum ne obișnuim noi, patetică, sentimental dulceagă, așa cum o are adultul, și nici tandră, contemplativă, din care să simți mireasma timpului de cândva și să te lași dus pe valurile memoriei. Cartea precedentă a lui Doru Ciocanu mi s-a părut mai narrativă cumva, mai cu minte. Cea de acum este, iarăși o citesc pe doamna Șlechtiț, este ușor nebună, este experimentală, este un exercițiu foarte provocator. Sunt efecte de șoc ale surprizelor narrative, un efect de straniu care vine dintr-o amalgamare surprinzătoare a registrelor temporale, a registrelor spațiale, a utopiei cu distopia, a realului cu fantastic. Niciodată nu știi încotro te poate purta narațiunea. Doru Ciocanu. Vă citesc câte ceva din acel dicționar Auffed 5. Vă citesc o poezie, pentru că tot se întorc timpurile alea mai vechi.
Poezia se numește Lenin. Ca calul iarbă și ca capra fân, ca ursul miere și ca mâța pește, ca albinuța floarea de salcân, așa de tare Lenin ne iubește. Așa de mult pe Lenin îl iubim, ca boul vaca și ca porcul glodul, în graiul nostru dulce și sublim, noi îi strigăm ura cu tot norodul. Chiar dacă stă cu minte în săcriu, cu mâinile pe chept și pleoape închise, el este neîndoielnic, veșnic viu, căci pentru al nostru viitor murise. Cu ochii lui duioși, pe chipul blând, el din portrete mari ne urmărește, de parcă ar vrea să spună, lăcrămând, că unde smulți, dușmanul nu sporește. Noi cu Ilici în inimă vom fi și cu Ilici în toate cele bune, dar dacă trebuie, cu toții vom muri pentru partid când Lenin ne va spune. Noi toți ca Lenin tare vrem să fim, la fel de buni și dedicați ideii, noi tare trebuie țara să o iubim, ca musca hoitul și ca oaie ei. Să mergem dar cu toții într-un pas, înainte că ne așteaptă comunismul, iar imperialiștii ce-au rămas să moară toți cu tot capitalismul. O, Lenin veșnic, frunza mea de dor, să nu ne lași, te rog, cu, pardon, goală. Noi, moldovenii, îți cântăm în cor cu tot norodul cântece de fală. Ca calul iarbă și ca capra fân, ca boul vaca și ca mâța pește, așa de mult pe Lenin îl iubim, așa de tare Lenin ne iubește.